Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Bucură-te de tine însuți, Dumnezeu o face. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Unii dintre noi avem o părere atât de rea despre noi înșine, încât preferăm să ne implicăm într-o relație nepotrivită decât să nu avem niciuna. Faptul că ești înconjurat de oameni nu garantează că nu te vei simți singur. În realitate, faptul că ești cu persoanele nepotrivite garantează că vei ajunge să te simți gol și folosit. Până nu-ți învingi teama de a fi singur și până nu aștepți ca Dumnezeu să-ți dea relația potrivită, vei continua să te simți singur. Uneori, singurătatea ține mai mult de faptul că nu te iubești pe tine însuți, decât că nu ai persoane în jurul tău care să te iubească. Altfel, de ce ai consuma atâta energie ca să eviți respingerea, în loc să clădești relații sănătoase? Poate crezi că dacă nu te implici, nu vei suferi. Sau ți este teamă să te deschizi ca nu cumva să fii criticat pentru că împărtășești ceva personal. Astfel de neliniști nu fac decât să contribuie la sentimentul izolării. Scriitorul și conferențiarul Zig Ziglar a spus: ceea ce îți imaginezi în mintea ta, aceea va încerca mintea ta să împlinească. Când îți schimbi imaginea, automat îți schimbi și faptele. Am încheiat citatul. Așa că, 1. Ai nevoie de o imagine reală a modului în care te vede Dumnezeu. Pavel spune: în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. A fost versetul 11 din Efeseni 1. Iar Țefania scrie: se va bucura, e vorba despre Domnul, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Apoi, ai nevoie de o imagine reală despre tine însuți. David a zis: tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu acest lucru. Psalmul 139, versetele 13 și 14. Cu aceste două lucruri clare în minte, vei reuși să ai o imagine de sine adecvată și să urmărești ceea ce e nevoie într-o relație.